În acest videoclip scurt o să-ți arăt o informație foarte valoroasă, te rog să stai până la final deoarece o să te ajute foarte mult. O să-ți facă munca mai ușoară online. Și este vorba despre ChatGPT. După cum știi, dacă vrei să scrii un eseu, trebuie să te duci pe ChatGPT și să zici ceva de genul scrie un eseu de 150, de 900, de 1000 de cuvinte, iar ChatGPT o să-ți facă acest lucru. Dar acea cerință pe care tu o cer se numește prompt. Cum am spus, scrie nu un eseu de 1000 de cuvinte, acela este un prompt. Tu cu cât dai prompturile mai bune, cu atât chatGPT îți dă răspunsuri mai bune. Iar în acest videoclip scurt o să-ți arăt un instrument care o să-ți facă munca mult, mult mai ușoară. Tot ce trebuie să faci este să te duci pe Google și să scrii AI PRM for chatGPT. Ai apăsat Enter și te poți duce aici pe primul link iar aici trebuie să instalezi această extensie. Eu o am deja instalată, deci nu trebuie să mai fac nimic. Dar tu pur și simplu apeși install și vei instala această extensie pe Google Chrome. Apoi o să te duci pe chat GPT și o să vezi ceva complet diferit. Stai, avem multe de oferit. Tot ce trebuie să faci este să te abonezi la acest canal, să lași un comentariu cu gata și poți fi unul din câștigătorii noștri. O să vezi aici că ai diferite prompturi. După cum vezi, 4080 de prompts, sunt foarte multe, doar trebuie să le folosești acolo unde trebuie în afacerea ta. Le poți sorta aici, de exemplu, topic de marketing, depinde cu ce te ocupi. Și te poți uita așa prin ele, vezi că aici pentru a scrie un articol unic, 100%. Vezi aici Mid Journey Prompt, deci practic o să-ți fac un prompt pentru Mid Journey și așa vei găsi mult mai multe. Hai să-ți dau rapid două, trei exemple. Vezi aici YouTube Script Creator, apeși pe el, selectezi limba în ce limbă dorești, deci poți să pui engleză sau română, cum dorești. Vezi că poți să pui tonul emoțional, poetic, cum dorești tu și apoi despre ce să fie videoclipul tău. Deci nu trebuie să dai tu promptul, nu trebuie să scrii write for me script, bla bla bla, bla bla bla. Pur și simplu te duce aici și scrii money on YouTube. Doar dau un exemplu, money on YouTube și o să vezi că promptul știe deja ce trebuie să facă. să enter și vezi că îți face scriptul pentru videoclipul tău. Perfect, nu? Hai să-ți mai arăt încă un exemplu. Dacă te duci aici la Serge, exemplu și scrii Leonardo, o să vezi diferite prompturi. Vezi aici Leonardo AI, Leonardo AI și de exemplu apăsăm pe acest Leonardo iar apoi punem Portrait of Chinese. Apăsăm Enter și acesta este un prompt. Vezi că o să-ți dea mai multe prompturi aici. Ce este Leonardo? Leonardo este un fel de mingerni. O să vorbim în alt videoclip despre Leonardo. Deci mă duc și iau acest prompt. Îl copiez și îl pun aici. Apoi apăs generate și o să vezi ce o să ne creeze. Ne-a creat acest portret. Desigur, pe Leonardo sunt mai multe stiluri. Cum am spus, o să vorbim în alte videoclipuri. De exemplu, mă duc aici, aleg alt stil și apăs din nou Generate cu același prompt. Și de data asta mi-a făcut acest portret. Iar așa ai mai multe prompturi, nu sunt doar cele de aici, pur și simplu te duci pe următoarea pagină. De asemenea, poți să alegi câte prompturi să ai pe pagină, 20, câte dorești. Și vezi aici Instagram, TikTok, Script, hot Generator și multe alte prompturi. Te las pe tine să le descoperi. Sper că ți-a plăcut, dacă da, nu uita de butonul de like, butonul de subscribe și ne auzim în videoclipurile următoare. Ciao.